Sunt oameni care spun că-L iubesc pe Hristos și că-L mărturisesc. Tot ei însă spun că nu este nevoie ca această mărturisire să fie publică și că e suficient să spună ca o credință a lor, pe care o păstrează în suflet. Dragi telespectatori, sunt Părintele Marius Gheorghe. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Astăzi, în toate bisericile, au fost cinstiți Sfinții 40 de mucenici. Vorbim, deci, astăzi despre mărturisire și despre felul în care ne putem noi arăta astăzi dragostea față de Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și ne bucurăm că l-avem alături de noi pe Părintele Protosinghel Arsenie Naie, bibliotecar al Seminarului Teologic din București și slujitor al Mănăstirii Radu Vodă din București. Părinte Protosinghel, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Cu multă plăcere. Așa cum spuneam, vorbim astăzi despre mărturisire. Și iată că Biserica ne oferă astăzi niște modele de mărturisitori. Înainte de toate, v-am rugat să ne spuneți câteva lucruri despre acești mari sfinți ai Bisericii noastre. În fiecare an, pe data de 9 martie, Biserica îi pomenește pe Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, Armeniei. Aceștia, așa cum citim în Sinaxar, făceau parte din legiunea 12-a fulminata din Armenia și erau creștini. Nu erau numai romani, erau și greci, erau și armeni, greci din zona Capadociei, dar care îl mărturiseau pe Hristos prin credința creștină. Mucenicia lor s-a petrecut în timpul domniei împăratului prigonitor Liciniu, care a domnit între anii 308-324. Și guvernatorul provinciei Armenia din acea vreme se numea Agricola. Auzind că acești 40 de tineri îl mărturisesc pe Hristos prin credință creștină curată, i-a silit să jertfească idolilor, așa cum era obiceiul păgânesc din acea vreme. Acești tineri înflăcărați, slujitori ai Domnului nostru Iisus Hristos, au refuzat cu vehemență slujirea la idoli și l-au mărturisit cu tărie pe Domnul nostru Iisus Hristos, chiar dacă au fost amenințați la început, mai apoi li s-au promis diferite lucruri amăgitoare pentru a-i convinge să se lepere de credința creștină, chiar dacă au fost aruncați în temniță timp de 8 zile și bătuți cu pietre, ei au petrecut acolo în rugăciune. Și în această rugăciune s-au întâlnit cu Mântuitorul Hristos, care li s-a arătat și le-a vorbit spunându-le cuvintele pe care și noi le ascultăm în Sfânta Evanghelie astăzi. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, viu va fi. Cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Văzând că rămân de neînduplecat în credința lor, Agricola, guvernatorul, a hotărât să îi arunce în ieserul de apă înghețată din Sevastia, căci așa se numea localitatea în care se aflau acolo în Armenia. Și au intrat de bunăvoie în acest iezer cu dorința arzătoare, așa cum am spus, de a-L mărturisi pe Hristos, fără teamă, pentru că Hristos le-a făgăduit cununa vieții veșnice. Acolo, în iezerul de foc, s-au întărit unii pe alții prin rugăciune și la miezul nopții unul dintre ei nu a mai reușit să suporte gerul și a ieșit, îndreptându-se către un loc special amenajat de către cei ce îi torturau cu apă caldă, amenajat cu apă caldă, dar nu a mai ajuns până la acel loc pentru că a murit în drum spre el. Văzând aceasta, unul din pasnicii care se afla acolo lângă ei, un soldat care îi păzea, și văzând și faptul că apa a început să se încălzească și chiar să se topească gheața, iar deasupra celor 40 s-au pogorât 40 de cununi, numai că una a rămas plutind și așteptând să fie primită de către cineva. El s-a dezbrăcat, acest paznic, și a intrat în apă alături de cei 39 de acum și a mărturisit împreună cu ei credința în Hristos.
Așa cum și la crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos am văzut că unul din ostași l-a mărturisit ca Dumnezeu adevărat, văzând minunile care s-au săvârșit la răstignirea și după răstignirea Domnului. Părinte Protosinghel, ce am putea înțelege noi din această întoarcere a paznicului? Am putea înțelege că este foarte important în zilele noastre mai ales să fim solidari în credință. Unitatea de credință, unitatea de mărturisire a credinței este foarte importantă pentru a ne întări la vreme de ispită unii pe alții și pentru a putea deveni exemple pentru cei mai puțin practicanți, mai puțin trăitori, să zicem, ai credinței, care se manifestă doar, să spunem, la nivelul acesta declarativ al credinței creștine. E bine, această unitate și solidaritate de credință îi poate transforma și pe ceilalți, văzând exemplul nostru, al celor care suntem uniți la Sfânta Liturghie, la taina Sfântului Maslu, în pelerinajele de la locurile sfinte, în biserica de acasă, care este familia. Și pentru că suntem în postul cel mare, putem spune că și postul este o mărturisire a lui Hristos. Bineînțeles, postul din toate punctele de vedere, nu numai din punct de vedere alimentar, ci mai ales din punct de vedere sufletesc. Părinte, vorbim despre mărturisire și cunoaștem oameni care spun că este suficient să aibă o credință a lor pe care o poartă în suflet. Este aceasta o cale bună? Pentru că ați folosit cuvântul cale, răspunsul ni-l dă tot Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Întrucât Hristos, Mântuitorul lumii, este calea și El ne arată drumul cel adevărat către mântuire, atunci tot El ne spune că de mă va mărturisi cineva înaintea oamenilor și eu îl voi mărturisi pe el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar dacă se va rușina de mine în acest neam desfrânat și păcătos, și eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Deci este necesară o clarificare a credinței noastre, este necesară o temeluire a credinței noastre și o mărturisire în cine credem. Căci dacă credem în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, făcut om din Fecioara Maria, atunci noi trebuie să fim conștienți că El ne cere o mărturisire publică, așa cum am văzut din Sfânta Evanghelie. Părinte, cum am putea săvârși această mărturisire publică astăzi, într-o lume aparent liberă? În primul rând, cu serenitate, cu pace, cu foarte mult calm, nu cu agresivitate sau cu vreo stare de agitație, ci firesc, bine având în gândul nostru sedimentat cuvântul Domnului, nu vă îngrijiți de ceea ce veți spune, pentru că eu vă voi da vouă gură, căreia nu vor putea sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Dar pentru a ajunge ca Hristos să ne dea gură, să grăim către oameni prin viața noastră, trebuie să urmăm pașii ascezii creștine, vieții creștine adevărate, cu mărturisirea curată, sinceră și smerită a păcatelor, la scaunul spovedaniei, cu post, cu rugăciune, cu iertare, cu răbdare și numai așa putem deveni lumini pentru cei de lângă noi. Așa cum a spus Mântuitorul, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre cele bune, să îl slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Îmi vine în minte cuvântul unui mare duhovnic al țării noastre, Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc, care spunea, și mi se pare că putem face legătura cu acest context, spunea că trebuie să devenim amplasament de tun. Folosea acest exemplu de pe front, că tunul are nevoie de un amplasament pentru a putea face recul, să poată tragă.
Iar creștinul care se face pe sine amplasament îi dă voie lui Dumnezeu să arunce în ceilalți, nu pentru a-i răni, ci pentru a-i zidi, pentru a-i zidi cu o rază de lumină prin noi, cei care îl urmăm pe El. Părinte, așa cum spuneați, vedem la acești 40 de mucenici că l-au impresionat pe acel pasnic care stătea și supraveghea. Și spuneați mai devreme că nu trebuie să ne rușinăm să mărturisim credința noastră public, știind că și ceilalți copiază această mărturisire. Și pentru că suntem în postul cel mare, aș vrea să vă întreb, în ce fel ar putea deveni postul o mărturisire pentru ceilalți, gândindu-ne la cuvintele Mântuitorului care spun, când postiți, nu fiți triști. Postul poate fi un mijloc foarte bun de întâlnire mai întâi cu noi și cu cei de lângă noi. În timpul postului reflectăm mai cu acuratețe și cu ochiul sufletului mult mai curat la viața noastră lăuntrică, unde descoperim neputințele noastre. Și atunci, făcând curat în viața noastră, descoperim că avem foarte multe lucruri de îndreptat în raport cu ceilalți. Și atunci ne îndreptăm către ei, refuzând ceea ce ne propune firea noastră căzută, adică îndemnul egoist de a gândi numai la tine însuți. Și atunci devii un motiv de bucurie pentru cel de lângă tine. De multe ori noi spunem, făcând referire la prunci, copiii copiază, la fel și ceilalți pot copia de la noi, precum și copiii copiază de la părinți. Exact, exact. Putem fi puncte de reper pentru cei de lângă noi. Părinte, aș vrea să ne gândim acum un pic la Sfântul Crescent. Ne aducem aminte că acesta este rugat de guvernatorul vremii să renunțe la Hristos formal. Acesta îi se spune că își poate păstra credința, dar să semneze un act prin care renunță la Hristos. Iar el spune că nu poate merge trupul acolo unde nu merge nici sufletul, iar el nu poate să renunțe la Hristos nici măcar formal. Vedem astăzi că sunt oameni care spun că nu merg la biserică sau poate nu își fac o cruce în fața unei biserici pentru că ei au o credință a lor pe care o păstrează în suflet. Da, sunt și astfel de cazuri, dar referitor la exemplul Sfântului Crescent, înțelegem că nu poate fi unitate atunci când una spunem și alta făptuim între ceea ce gândim și declarăm și ceea ce înfăptuim. Și așa cum spune Mântuitorul, cuvântul vostru să fie ceea ce este da, da și ceea ce este nu, nu. Căci nu putem sluji la doi domni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Este foarte fină această înșelare a omului care crede că îl poate trăi pe Dumnezeu în izolare, așa cum am vorbit mai înainte. Pe Dumnezeu îl trăim în comuniune, în biserică, la Sfânta Liturghie și la Sfintele Taine. Pe Dumnezeu îl mărturisim atunci când trece pe lângă o biserică și ne închinăm. De multe ori acest gest poate părea mic, dar nu este. Sunt foarte mulți oameni care poate sunt încercați de un gând, poate au o suferință și văzându-te pe tine că treci pe lângă biserică și te însemnezi cu semnul Sfintei Cruci, își pot ridica ochii spre cer, își pot ridica ochii spre cruce care se află pe turla bisericii și găsesc un sprijin pe verticală, pentru că tot mai mult oamenii încearcă să-și rezolve problemele pe orizontală. Și cum am putea să ne rezolvăm problemele pe verticală? Prin această legătură cu Dumnezeu, prin trăirea cuvântului lui Hristos, care spune, fără de mine nu puteți face nimic. Un părinte arhimandrit, părintele Paulin Leca, spune jurnalul său duhovnicesc următorul lucru: până când noi creștinii nu vom dobândi conștiința, conștientizarea faptului că suntem mlădițe ale viței Iisus Hristos, nu vom putea aduce roadă.
Ei bine, această conștientizare că suntem lădițele viței Iisus Hristos ne ține drepți, demni și mergem mai departe luptând cu orice fel de ispitire care se abate asupra noastră. Părinte, suntem în perioada Apostolului Celui Mare. În această perioadă îl mărturisim mai mult ca oricând pe Hristos. Ce mesaj am putea să le transmitem telespectatorilor noștri care ne urmăresc, gândindu-ne că acest post este un post al bucuriei, un post prin care noi ne arătăm că îl iubim pe Hristos și că este un post al schimbării noastre până la urmă? Nu-mi vine în gând decât o strofă dintr-o poezie pe care am găsit-o între poeziile Sfântului Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț și care sună cam așa. O om, ce mar răspunder ai de tot ce faci în viață, de tot ce faci prin scris sau grai, de pilda ce la alții dai, că cea mereu spre iad sau rai pe mulți o să îndemne. Foarte frumos! Doamne ajută! Părinte, gândindu-ne la mărturisirea de credință și având în imagine nu doar chipul acestor sfinți 40 de mucenici pe care îi cinstim astăzi, de fiecare dată în încercări noi spunem că în calendar găsim modele de cum să viețuim și calendarul este plin de oameni care nu s-au născut sfinți, care nu s-au născut mărturisitori, ci într-un moment al vieții lor au auzit glasul lui Dumnezeu. Trăim astăzi aceste vremuri în care Dumnezeu ne îndeamnă, o perioadă în care noi spunem că suntem aparent liberi. Suntem cu adevărat liberi? Cât timp trăim Evanghelia Mântuitorului Hristos, nu putem fi altfel decât liberi. În momentul în care ne depărtăm ca popor sau ca ins de Cuvântul lui Hristos, nu putem fi liberi pentru că viața pământească, așa cum am văzut încă de la căderea primului om, s-a înrobit cu diferitele păcate sau griji care au devenit, așa cum spune fericitul Augustin, făcut unei căutători spre tine, Doamne, și neliniștită este inima mea până când se va odihni întru tine, deci până când se va elibera. De ce să se elibereze? Să se elibereze de tot ceea ce îl închide în sine. Deci numai în această căutare și aflare a lui Dumnezeu, omul poate să fie liber. Omul îl caută pe Dumnezeu și poartă în sine această nostalgie a paradisului, cum spunea Nichifor Crainic. Această nostalgie a paradisului pierdut îl cheamă spre Dumnezeu, către care și la care el dorește să găsească libertatea cu care a fost înzestrat și cu care este înzestrat și numai în legătură cu Dumnezeu o poate descoperi desăvârșit. Noi spunem că în Hristos suntem cu adevărat liberi și alegem singuri modalitatea în care mărturisim credința noastră. Într-o lume aparent liberă, de unde începe această mărturisire? De unde începe această iubire? Ce ar trebui să facă un creștin care este la început de drum să-și arate iubirea față de Dumnezeu? În primul rând, primii pași. După botez, noi primim la botez puterea Harului lui Dumnezeu, pe care avem datoria să o înmulțim. Primii pași ai creștinului, prin care el se apropie de Dumnezeu, sunt întâlnirea cu el, așa cum am spus, prin Sfintele Taine, prin biserică. Nu se poate să se întâlnească omul cu Dumnezeu în afara bisericii. În biserică îl găsim pe Dumnezeu și în biserică ne întâlnim cu El, pentru ca mai apoi să permanentizăm această relație cu El și în afara bisericii și să o transmitem și celor apropiați în societate. Părinte, astăzi auzim în scaunul de spovedanie creștini spunându-ne că își doresc ca și ceilalți membri ai familiei să se apropie de Dumnezeu, să vină la biserică. Îi putem forța noi în vreun fel să mărturisească acest crez sau este suficient să ne rugăm pentru ei și să fim noi un model de urmat? Nu îi putem forța, bineînțeles, ci mai mult decât atât, trebuie să ne purtăm cu foarte multă finețe față de ei. Așa cum spune și Sfântul Paisie Aghioritul,
i-a spus unei mame care a venit la el să-i spună că fiul ei nu vrea să-L mărturisească pe Dumnezeu, să creadă în Dumnezeu și că nu ascultă atunci când îi vorbește despre Iisus Hristos. Iar Sfântul Paisie i-a zis, vorbește mai mult cu Dumnezeu despre El decât cu El despre Dumnezeu. Așa că prin rugăciune, prin pilda vieții noastre, trăită discret în familie și în societate, putem să atragem atenția celorlalți și așa îi putem convinge, în niciun caz obligându-i. Mântuitorul a spus în Evanghelie, dacă vrea să vină cineva după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Subliniem, dacă vrea. Referitor la acest lucru, avem o întrebare de la un telespectator pe nume Iulian Nicolae din București, căruia îi mulțumim pentru mesajul pe care ni l-a trimis pe adresa noastră, cuvântpentrusuflet@trinitas.tv.ro. Acesta vă întreabă, Părinte, soția mea de fiecare dată de câte ori vine acasă de la biserică îmi spune că ar fi bine să merg și eu, dar eu cred că este suficient să am o credință a mea în suflet. Este suficient să spun acest lucru? Pentru că în același timp mă simt pierdut. Pentru momentul pe care îl trăiește el, probabil că este suficient. Dar privind la idealul nostru, care este mântuirea, nu este suficient. Rămâne doar să îi lăsăm libertatea de a se apropia de Dumnezeu în felul său, să îi lăsăm lui Dumnezeu puterea de a atinge inima așa cum numai El știe, pentru că acolo unde nu putem atinge noi oamenii, atinge Dumnezeu cu puterea Harului Său. Este posibil ca într-o astfel de situație, prin insistențele cuiva din familie, care spune în mod repetat că trebuie să mergi la biserică, să-l îndepărtezi pe acesta? Este posibil. Și astfel să încalci libertatea aceasta în Hristos. Este posibil. Dar dacă nu devine ceva agresiv, dacă este un lucru pașnic și dacă este un îndemn cald din partea familiei, din partea unui membru al familiei, atunci va înțelege. Va înțelege și îmi vine în minte exemplul unei mame, exemplu pe care l-am citit într-o carte a unui părinte grec, o mamă din Grecia care și-a crescut copilul în credință, dar care la o anumită vârstă a refuzat să mai creadă în Hristos. Și a ajuns la maturitate, a ajuns să se angajeze pe un vas. Acolo căpitanul a întrebat dacă este ortodox și el a spus că nu. Totuși l-a angajat. Și într-una din zile, pe când se afla pe puntea vasului, s-a întâmplat ceva, că el s-a împiedicat și a căzut în mare, neștiind să înoate. Ei bine, în acel zbucium, acest tânăr a strigat la Iisus Hristos, spunând, Iisuse Hristoase, Cel despre care mama mea mi-a vorbit în toată copilăria, dacă existi, ajută-mă. Și în momentul acela l-a văzut pe Hristos venind și trăgându-L afară din valuri. Și atunci concluzionăm că nu știm când va rodi un îndemn calm și cald al unei mame sau al unui părinte sau unui soț față de soție sau unei soții față de soț. Cândva va rodi. Contează să-l semănăm, dar cu multă discreție și dragoste. Părinte, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Vă rugăm să transmiteți un îndemn telespectatorilor care ne urmăresc. Îndemnul este acesta de a face din viața noastră o viață la care oamenii să se raporteze cu bucurie și să-L întâlnească pe Hristos prin noi, în tot ceea ce face. Părinte Protosinghel, vă mulțumim că ne-ați bucurat inimile cu prezența Sfinției voastre la Cuvânt pentru Suflet. Vă mai așteptăm. Doamne ajută!
Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă invităm să ne trimiteți întrebările la adresa afișată pe ecran. Rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Pe curând!